Click. Salutare, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Paladei. Astăzi vreau să vorbim despre o întrebare care stă pe buzele multora dintre noi, în creierul multora dintre noi. Domnule, după toate păcălelile la care am fost supuși în ultimii 20 de ani de zile de către propaganda anticonservatoare, progresistă, globalistă, sorosistă, ce o să le mai treacă prin cap în momentul de față? Și pentru a răspunde la această întrebare, în primul și în primul rând, trebuie să discutăm două teme puternice care au populat narativele anticonservatoare din România și care au fost instrumente indispensabile, esențiale pentru controlul social realizat în această țară care se duce ușor după fentă. Vă povesteam și altă dată despre conceptul de hegemonie simbolică, felul în care imperiul, cei care dețin puterea cu adevărat la nivelul relațiilor internaționale, reușește să proiecteze un discurs puternic normativ, un discurs puternic moralizator, prin care respectivii deținători de putere să se așeze pe un soclu de moralitate și de virtute, de unde să prăvale asupra celorlalți, să arunce tone de indignare, de admonestare. Cuvântul cheie este admonestare. Noi suntem superiori și ubermeni și supraoameni și perfecți și noi definim standardele morale ale acestei lumi, nevoie de moralitate, și ne erijăm în arbitrii moralității și avem dreptul și monopolul de a vă freca ridichea, de a vă spune că sunteți păcătoși, imperfecți, penali, drept urmare, noi suntem în măsură să vă călărim. Nu este de astăzi de ieri tipul acesta de efort. Hegemonia simbolică este un concept propus prin anii 30 de către... Imediat vă spun că l-aveam în cap și cultural hegemony. Ia să vedem aici... Gramsci, stătea pe limbă, nu știam cum să-i spun, un intelectual și un om de stânga din zona culturii italiene, care în anii 60 povestea într-un context teoretic marxist despre felul în care cei ce dețin puterea materială și puterea violenței, a gestionării violenței, o convertesc și într-o putere simbolică de hegemonie culturală, hegemonie simbolică, prin care se legitimeze acest dezechilibru, această poziție, centru, imperiu, deținător de putere și periferie, cei care trebuie să asculte și să fie exploatați. Asta din punct de vedere al relațiilor internaționale, în cadrul fiecărui stat, fiecărei societăți, există de asemenea și conceptul acesta referitor la, ghilimele, lupta între clase, tensiunea dintre cei care au și cei care nu au și cum cei care au definesc normalitatea și moralitatea pentru a-i ține sub papuc pe cei care nu au. Ei bine, asta este cadrul teoretic. El este, pe parcursul istoriei, îl identificăm în multe situații. Romanii erau foarte pricepuți în a proiecta această hegemonie simbolică, de exemplu, mă gândesc la toată virtutea indignată a lui Octavian Augustus, care reușea să gestioneze puterea și să-și construiască autoritasul prin intermediul acestei indignări virtuoase. Vai ce perfect suntem noi și voi ceilalți trebuie să fiți căsăpiți, masacrați, chilăriți, pentru că doar noi deținem adevărul și virtutea. Este una din componentele de bază ale dogmei, ale discursului religios, nu contează care religie, există această componentă de moralitate și de castă a celor care dețin perfecțiunea și adevărul și moralitatea, preoții în general și care proiectează asupra celorlalți, noi suntem perfecți, voi sunteți păcătoși, veniți la noi să vă spălăm păcatele. În termeni laici găsim chestia asta și în lupta pentru putere în societățile moderne, mă gândesc la investita povara omului alb, de care sufereau dragii de englezi care au cucerit o lume întreagă, se lăudau ca un imperiu unde soarele nu apune niciodată și vai Doamne ce valori înalte morale au ei și cum aia pe care i-au cucerit africanii, indienii sunt niște suboameni, niște primitivi care nu știu ei nici cu complexitatea, nici cu civilizația și este povara omului alb și superior al omului britanic să vină să-i călărească,
să le ia plus valoarea ca să învețe să trăiască cu adevărat. Întreaga literatură, nu vă fac acum teorie, venim în zilele noastre și hai să vedem care au fost două instrumente prin care tabăra, facțiunea globalistă care și-a înfipt adânc rădăcinile în România a controlat discursul moralizator încă din anii 90, de pe vremea când vestitul GDS, o construcție de pe vremea lui Gogu Rădulescu, cine știe, o să facem o emisiune și cu chestia asta să vă povestesc ce și cum, a acaparat discursul acesta de virtute intelectuală și de adevăr, cine proiectează puterea intelectuală, boierii minții, ghilimele, Pleșul, Liceanu, editura Humanitas, care a fost de fapt editura politică mascată, construită într-un instrument de propagandă, Dilema, Vestea Dilema, care ne spăla nouă creierile pe creierile tinerilor și ne închinam la ea și ne injecta în mod constant noțiuni, valori globaliste, Eminescu e nasol, naționalismul e nasol, vă spunem noi cum e bine să fim globaliști, să ne închinăm la Occident. Foarte bine, și o generație întreagă a făcut chestia asta. Început în anii 90, ajungem în anii 2000, unde principalul instrument prin care s-a gestionat această inegalitate discursivă a fost tema corupției. Dacă vrei să faci pe cineva de rahat și să îl demonizezi, spuneai că este corupt. Dar atenție, întotdeauna corupții, absolut la întâmplare, nu erau în tabăra lor, erau în tabăra cealaltă. Deși, în mod repetat, și presa și justiția a venit să arate că în tabăra globalistă, antipesedistă, există un număr semnificativ de corupții cu dovediți, bă, nu știu cum făceau trompețelele de propagandă că nu reușeau să nu pună atât de mult accentul pe corupția lui Videanu sau lui Blaga sau lui Băsescu sau lui Elena Udrea sau cine mai era, pentru că erau foarte mulți. Totdeauna corupția trebuia să fie proiectată cu jet puternic de supărare asupra celelalte tabere pentru a institui această inegalitate valorică, această inegalitate morală care să se convertească într-o inegalitate politică, ei la putere, ei la alții în opoziție pentru că sunt penali. Asta fiind scoasă cu subiect și predicat dintr-un dosar de proceduri de metodologie propagandistică a Departamentului de Stat care a făcut chestia asta întâi în Africa, în America Latină, unde au instituit această dominare a Americii Latine, inclusiv prin intermediul discursului anticorupție. Pe urmă au aplicat acest instrument cu deosebită pricepere și eficiență în Italia, dosarul Manipulite, unde au destructurat clasa politică italiană acuzându-i că sunt corupți, ca pe urmă procurorii la 20-30 de ani de zile să vină să spună că au fost niște dobitoși, să recunoască faptul că și-au slăbit statul italian punând umărul la destructurarea clasei politice și că multe din dosarele acelea au fost de fapt niște făcături și că au făcut o greșeală, dar e prea târziu, nu mai pot să mai repare greșelile. Exact lucrul ăsta s-a întâmplat în România. După aceea am mai avut un alt mit fenomenal care a înflorit de vreo 10 ani de zile și și-a atins apogeul alegerile trecute. Chiar de acum 10 ani de zile, vestitul mit al străinului providențial, al străinului salvator. Românii sunt de rahat, românii sunt nasoi, românii sunt primitivi, nu sunt civilizați, trebuie să ne închinăm la străini și trebuie să ne lăsăm conduși de străini. Și atunci a existat un efort concentrat din partea instituțiilor de putere, distinși noștri civili cu stelele pe umeri, care să recruteze diverse persoane pe care să le construiască politic și care trebuiau să aibă drept principală caracteristică să aibă un nume străin. Vestitul caz, de departe cel mai celebru, este Claus Iohannis, care a câștigat călărind acest mit al străinului providențial, fantasma neamțului perfect. Pe parcursul celor două mandate ne-am dat seama că de fapt a fost o harneală deosebită, dar ne-am dus după fentă odată, ne-am dus după fentă de două ori, iată că ne-am dus de patru ori, două fente anticorupție ale lui Băsescu, două fente ale străinului providențial, nu mai spun de desantul de piticei de grădină, useriști de tefeliși cu gleznele la vedere, care aveau principala caracteristică nume străin. Vestita bebelușă din Guadalupe, Clotilde Armand, vestitul neamț cu cetățenie, din câte știu eu, doar germană, nu și română, Fritz de la, cum îl cheamă, de la Timișoara. A mai avut la Brașov, primar Brașov,
Coliban, dacă nu mă înșel, primar Brașov, ia să vedem. Alen, cu doi de L, ca să nu avem discuții, Alen Coliban. Pe urmă au persoane care au fost crescute în străinătate, cum ar fi Nicu Șordan, care a venit cu soție franceză. E impresionant exemplul acestei echipe de olimpici străluciți de matematică. Nicu Șordan din generația mea. Am făcut niște ani de facultate de matematică, am fost olimpic național la matematică, iar pe vremea când mergeam la Olimpiada de matematică, am fost de mai multe ori, am primit și o mențiune pe acolo. Deci nu eram cel mai la coadă, nici strălucit. Era o echipă de străluciți, de olimpici internaționali care rupeau tot, dintre care și Nicu Șordan, și mai erau încă doi la fel de puternici, șmecheri greu de tot, frații Moroianu, Sergiu și Andrei Moroianu. E bine, aceștia imediat după 90 au început facultatea de matematică la noi în România, au primit bursă în străinătate, s-au dus în Franța, unde și-au continuat cariera academică și au luat soții franceze, franțuzoaice, soții franceze, și absolut la întâmplare, la începutul anilor 2000, au venit de San, ca și cum ar fi fost un mecanism, o cheiță care a fost învârtită, și lăsând la o parte toată cariera lor academică cu un potențial strălucit acolo, au lăsat matematica la o parte, s-au apucat de politică. Și ce să vezi, de ce îi pun unul lângă altul? Pentru că poate nu știți, dar Clotilde Armand, soțul lui Clotilde Armand, este Sergiu Moroianu, care și el a lăsat deoparte toată această strădanie matematică, academică, și s-a apucat de politică. Este omul care din umbră o gestionează pe doamna Clotilde Armand. Nu știu ce face Andrei. Cert este că, la fel precum în anii 50, aveam o întreagă elită de putere, generali, colonei, maiori din armată și din securitate care erau trimiși să-și facă studiile în Moscova pentru a-și dovedi loialitatea. Când se întorceau din Moscova, nu numai că se întorceau cu studiile și cu diploma de acolo și verificarea specifică serviciilor de informații să fie fidelii noștri, se întorceau și cu o persoană foarte importantă pe lângă ei, cu o nevastă rusoaică. Și exemplu cel mai celebru este de departe Ion Iliescu, care a făcut studiile la Moscova și s-a întors de acolo cu o nevastă rusoaică. Dar nu numai el, a fost o întreagă generație de elită de putere în România care a venit cu umbra după el, cu ofițerul după el, să nu facă cumva prostii, să îi se asigure fidelitatea. Exact același lucru l-au făcut acești băieții noștri care au venit absolut la întâmplare cu femeile franțuzoace după ei, totalmente civile, evident, nici nu bănuim altceva, și care au pus umărul la construcția acestui mit a străinului providențial, a străinului care doar el știe să scoată din rahat România. La fel precum acum 100 de ani, britanicii își sfâșiau cam așa pe ei, se sacrificau săracii să scoată India din rahat, să o civilizeze, să scoată Africa din rahat, să o civilizeze. Fără ei, nici India, nici Africa nu ar fi progresat. Lăsăm la o parte faptul că au făcut extracție, că le-au luat diamantele, că le-au luat toată plusvaloarea, că Londra este făcută pe toată splendoarea Londrei, sau mare parte din splendoarea Londrei este făcută pe jaf colonialist, nu contează. Legitimarea discursivă este povara omului alb, superior, care a scos primitivii barbari băștinași din întunericul primitivismului. Același lucru s-a întâmplat și în România, când a venit distinsa Bebelușă de la Guateluba în România să salveze românii de la o soartă cruntă și nasoală și să conducă țara întru gloria și propășirea Orientului. Am dat resursele către Orient, le-am dat distribuția de energie, distribuția de gaze, le-am dat resursele, le-am dat marile producții, le-am dat fabricile, le-am dat tot. Pe urmă au trimis și oamenii ca să ne conducă și mai bine. Ne-au condus de, ne-a luat dracu. România, după 10 ani de zile de consecința mitului străinului salvator, este într-o mare problemă. Într-o mare problemă de stimă de sine, pe de o parte, de gestionarea plusvalorii care este sifonată cu consecvență în străinătate de către multinaționale, sub oblăduirea acestor guvernatori, că sunt ambasadori, că e Clotilde Armand, că este Iohannis, că este Fritz, că este Armand. Ei toți fac parte dintr-un complex de oameni care au grijă ca România să fie bine gestionată din străinătate. Acum întrebarea mea este, după aceste două chestii, nu mai spun a treia chestie, care la fel este foarte ușor de folosit și face parte din acest instrumentar al hegemoniei simbolice, este frica față de ruși. Una din manierele cele mai simple, simpliste de a-ți demoniza adversarul politic este să spui că este cu rușii. Vin de țara lor la chinezi, un nenorocit, e un putinist, e un caghebist, e un tătătăm.
imediat când deschizi gura și ești împotriva lui Liceanu, lui Pleșu, Etco, lui Iohannis, a tuturor ăstora care ajută țara să se ducă plus valoarea către centrul occidental, acuza este, ești putinist. E un instrument care funcționează, nu știu cât va mai funcționa, vedem. Încetul cu încetul își pierde din eficiență, după cum se vede și zilele astea, euroscepticismul în România crește în mod gradat, constant, perseverent, a ajuns la 25% din populație, deja un sfert din români nu prea mai sunt mulțumiți de relația cu Europa. Nu înseamnă că vor să ieșim din Uniunea Europeană, dar vor o reconsiderare a contractului, la fel precum polonezii au trecut prin această dezamăgire și ungurii au trecut țările din Visegrad. Încetul cu încetul vor o altă atitudine a centrului imperiului față de colonii, față de periferie. Întrebarea este, ce vor scoate din pălărie precum prestidigitatorul când scoate iepurașul din jobeg, pentru a mai păcăli încă 10 ani de zile națiunea că trebuie să asculte de marile îndemnuri civilizatoare ale străinilor care trebuie să ne conducă? Bună întrebare. Pe parcursul următoarelor luni, până în toamna anului viitor, vom vedea care va fi mecanismul narativ prin care vor dori să mai păcălească românii încă 10 ani de zile. De ce? Pentru că românii vor să fie păcăliți. După cum știți, românii merită tot ce e mai bun, românii merită 10 ani de Băsescu, românii merită 10 ani de Iohannis și de aici încolo, părerea mea este ca să ne învățăm cum trebuie, mai merităm încă 10 ani de prosteală. Chinio. Acestea fiind spuse, ca să înveselim un pic atmosfera, haideți să vă propun două produse simbolice, faine, una de râs, una de suflet. Una de râs este un film, una din marile comedii făcute vreodată. Știți că eu sunt cu science fiction, îmi place la mult, foarte mult science fiction-ul, nu atât de mult serialele cât un anumit tip de film. Îmi place foarte să citesc foarte mult science fiction din zona filmelor science fiction. Îmi place cyberpunk-ul, îmi place Blade Runner, îmi place Matrix. Sunt, acum, cel mai recent, am văzut serialul ăsta. Ah, îmi scapă numele acum. Andra! Da? Cum îi zicea la serialul la care ne-am uitat? Science fiction. The Expanse. The Expanse. Am memoria specifică a oamenilor bătrâni, țin minte greu și uit repede. The Expanse, unul dintre cele mai mari seriale făcute în ultima perioadă. Acum ne uităm la The Boys, care este iar o declinare postmodernă foarte pricepută și foarte savuroasă a mitului cu filmului benzilor desenate cu supereroi. Discutăm altă dată Expanse și The Boys. Acum, un film, dacă nu râdeți la el, înseamnă că aveți o mare problemă. Dar ca să râdeți cu adevărat, trebuie să înțelegeți un pic contextul în care a fost făcut filmul. În primul rând, titlul, ca să nu vă țin în suspans. Este vorba despre vestitul film, poate pentru voi, nu pentru mine, da, Galaxy Quest. Repet, pentru că unii dintre voi mi-au zis, bă, le spui prea repede și nu înțelegem ce spui acolo. Galaxy Quest. Este un film din 1999, o comedie, o parodie a serialelor stereotipice de science fiction. Trimiterea cea mai evidentă este către Star Trek. Este o tongue in cheek, cum zic ăștia, cu limba, cu limba în gură, parodie la adresa lui Star Trek. Este vorba despre o echipă de actori cam scăpătați, cam bătrâniori, cam ratați, care au jucat într-un asemenea serial de tip Star Trek și care acum, că a trecut vremea succesului acelui serial, acum mai trăiesc din niște reclame ieftine, mai participă pe la convenții de alea aiuristice penibile în care oamenii îmbracă tot soiul de costume și se prefac că sunt personajele din serialul respectiv, semnează autografe, sunt scârbiți, sunt vai de ei, unul din ei e plin de ego. Ăsta este, nu Alan Rickman, care este Tim Allen. Actorii sunt foarte mișto. Ce este Tim Allen, care este liderul trupei, și care este plin de el și îngânfat și neserios și iubește lumea și ei lasă supărați pe el că preia tot succesul. Este Sigourney Weaver, care venea la 10 ani de zile după succesul deosebit al seriei Alien, mari filme, unul dintre cele mai mari filme făcute vreodată. V-am povestit de Alien? Nu v-am povestit de Alien și Aliens? De groasă. Altă emisiune care trebuie să consacrăm o emisiune acestei serii foarte faine de film, am povestit de Mad Max. Sigourney Weaver jucase rolul eroinei, aici joacă un rol în contrajur,
de actriță care joacă în serial un rol stereotip absolut cretin, de femeie proastă cu țâțe, care nu știe decât să zică engage, și asta era singurul ei rol. Pe persoană fizică era o tipă foarte mișto, care suferea de faptul că fusese stereotipizată într-un asemenea rol. Mai este Alan Rickman, care e un actor genial și care aici joacă rolul mentatului, intelectualului extraterestru, care are tot soiul de chestii pe cap, cam cum era ăla din Star Trek, care era klingonian. Asta e klingonianul din acest serial și care era nemulțumit pe șef, pe Tim Allen, că el primește toate aprecierile, când de fapt el era un actor nemaipomenit, care jucase în Shakespeare și ajunsese să joace într-o prostie de asta de film. Și sunt ei la o convenție de asta și fac o reclamă cretină și filmul este aparent așa, păi ce dracu, ce se întâmplă? Și apare unii care se duc la nenea asta, la Tim Allen, dimineața, era mort de beat, era mahmur, nu știa de capul lui, și vin și zic, șeful, avem o treabă cu tine, te rog eu frumos, lăsați-mă în pace, mai facem o reclamă, hai că mai facem o reclamă, uite, atâta costă, facem, nu le spuneți orice, faceți doar cu mine, nu, avem o problemă, nava noastră a fost atacată, vino să ne salvezi, tu care ești cel mai mare erou din acest colț de galaxie, și o să te cade fața. Hai mă, plecați-mă de aici, că sunteți beci. De aici încolo nu vă mai povestesc. Filmul este genial. Cum acest echipaj de actori este considerat din greșeală de către niște extraterestri ca fiind eroi cu adevărat și sunt luați să rezolve o problemă extraterestră, galactică, cu nave, cu lasere, cu chestii. Și aici încolo începe nebunia. Nu vreți să știți cum este filmul. Are niște faze superbe. Te crăcănesc pe tine de râs. Are niște sloganuri de-astea absolut cretine, de limbaj, de lemn, care sunt repetate în mod voit pe tot parcursul filmului. Never surrender, never give up, spus așa cu un patos shakespearian și Star Trekian. Trebuie să vedeți filmul. Cine mai joacă pe aici? Joacă Sam Rockwell, care acum este un actor foarte cunoscut. La vremea respectivă era un puștan mai puțin cunoscut. Repet, trebuie să vedeți filmul. Și dacă nu știți science fiction, și dacă nu știți toate convențiile de gen din tipul ăsta de seriale, stereotipe, Star Trek, tot o să vă placă. Dar și dacă le știți, o să vă placă de 10 ori mai mult. Deci nu uitați, Galaxy Quest 1999. Neapărat, neapărat. Și acum, mai avem timp, 3 minute. Am zis o chestie nasoală și tristă despre România, am zis o chestie haioasă, un produs simbolic pe care trebuie să-l consumați, că o să vă placă. Mai trebuie un produs simbolic pe care trebuie să-l consumați, nu că o să vă placă, ci că o să vă placă după un anumit timp. Eu știu că voi aveți o problemă, o relație complexă, ca să nu zic o relație problematică, cu muzica clasică. Și știu că atunci când auziți de muzică clasică, vi se declanșează toate beculețele roșii de alarmă, bip, 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 mamă ce prostie, mamă ce prostie. Am o mare rugăminte, vă rog eu frumos. Cum știți cum zice eurosovietic în filmele cu Ivan și cu Aftamat? Give it a try. Încercați un pic, pentru cei care n-ați ascultat muzică clasică, pentru cei care ați ascultat, jos pe ori, am cer scuze că vă subapreciez. Acum o să fac și eu ca răposatul regretatul Iosif Sava. Absolut la întâmplare, o să vă recomand din nou Bach. Și o să vă recomand suitele pentru violoncel solo. Un nene sau o tanti, că sunt și niște tanti care au cântat foarte fain, cu un violoncel și care cântă 6 suite, fiecare dintre 3 bucăți sau 4 bucăți. O oră și ceva. Încercați să ascultați suita numărul 1, pe urmă suita numărul 2. Nu le ascultați pe toate cap-coadă. E complicat, dar așa, give it a try. Lăsați-o să curgă constant. Nu e neapărat nevoie să vă concentrați. Curge o dată, curge de două ori. Mai lucrați, mai faceți ceva, mai spălați vase, mai să... Chiar dacă nu auziți cum trebuie acolo și pe urmă, după ce ați lăsat să vă susure în cap, să vă intre așa precum vă intră stereotipul, propaganda cu corupția și cu... Străinul salvator, prin repetiție, picătura chinezească, la fel încercați să vă lăsați păcăliți de Bach. Să ascultați Bach până când vă iese pe nas un pic și de-abia după aceea ascultați-l întâiași dată ca pentru prima oară. Ascultați-l un sfert de oră fără să faceți nimic altceva decât să ascultați Bach. Nu contează că veți asculta interpretarea lui Pierre Fournier, care e una dintre cele mai clasice, echilibrate, sau lui Janusz Starker. Asta sunt interpretări de prin anii 60-70. Pierre Fournier, dacă nu mă înșel, chiar din anii 50, de mai multe ori a cântat. Nu contează că ascultați
interpretarea la violoncel cu corzi metalice sau la violoncel ca pe vremuri cu corzi din mațe, care sună diferit, are un vibrato mult mai sălbatic, mai primitiv. Alea metalice sună. Și avem interpreți care s-au specializat în a interpreta conform în instrumentelor de pe vremea când Bach compunea aceste lucrări în secolul XVIII, când nu existau corzi metalice, ci existau corzi din mațe de animal și sunt într-un fel, și îl avem pe Vestituaner Bilsma, care este de departe cel mai cunoscut în această pricepere, în această rigoare inițială de pe vremea aceea, interpretarea clasică. Și avem pe Mstislav Rostropovich, probabil cel mai mare violoncelist al tuturor timpurilor, care și el a cântat tot la instrumente cu mațe. A cântat și pe corzi metalice și cu mațe. Deci, indiferent de interpretări, sunt sute de interpretări ale suitelor lui Bach. Eu am crezut vreo 120 prin calculatorul de aici în cutia asta. Nu contează. Cum zic aia cu filozofia? Nu contează de unde începi. Începeți de undeva. Și Yo-Yo Ma are o interpretare foarte faină. Maschi, dacă nu mă știu, are o interpretare faină tot la mațe. Unii cântă mai repede, unii cântă mai încet, unii cântă mai solemn, un pic mai elegant, alții cântă mai învolburat, mai pătimaș. Rar o să vă fie să ascultați muzică clasică, barocă, care conține atât de multă patimă romantică, controlată de manieră riguroasă, solemnă. Nu este muzica aia pătimașă, propriu-zis romantică a secolului XIX. Sunt niște premergători, niște lucrări care premerg muzica romantică. Bach este cunoscut ca fiind o persoană, un compozitor foarte echilibrat, foarte pedant, foarte matematic și plin de rigorile și de specificul muzicii baroce preromantice. Însă aici este una din primele lucrări care prefigurează avântul, trăirea, intensitatea specifică muzicii romantice. Dacă v-am rugat cu sufletul la gură să vă uitați la Galaxy Quest, vă rog de 10 ori mai mult. Vă rog, cum vă rugam ieri să ascultați Brel, vă rog astăzi să ascultați suitele pentru violoncel solo ale lui Bach. Ce poate să fie mai frumos? Mă rog, mai sunt și alte chestii, dar astăzi ce poate să fie mai frumos? Johann Sebastian Bach, suitele pentru violoncel solo. Vă pupă sociologul, vă doresc tot ce e mai bun pe lumea asta. Sunt tare curios ce harneală o să mai scoată ăștia acum la următorul rând de alegeri ca să ne păcălească. Sunt sigur că veți fi păcăliți și de data asta. Sunt sigur că o să vă placă, pentru că românii merită tot ce e mai bun. Vă pupă sociologul. Slava! Hai, pa!